Cum unii oameni aleg să facă o schimbare de loc, să plece într-o vacanță sau să-și cumpere un obiect mult dorit, pentru alții, tatuajul înseamnă încheierea unei etape neplăcute din viață, începerea unei noi etape sau marcarea unui eveniment important. Tatuajul reprezintă o formă de exprimare a gândurilor, de marcare a evenimentelor importante sau pur și simplu de celebrarea frumosului din viața noastră. Ce au acestea diferit față de alte metode artistice este caracterul lor permanent și stigmatul ce încă îl poartă, chiar dacă vremurile au devenit mult mai tolerante. Nu, îți mai dau și bol de piele și să te înțepi pe acolo. Nu, nu, eu nu sunt de acord. Nu. Cu ce? Pus prin nas, prin urechi, nu, în niciun caz nu. Părerile sunt împărțite în ceea ce privește acest subiect, care pare încă să fie unul tabu. Fiecare face cum îi poate, nu? În restul ce a fost? Nu vedeți o problemă în asta? Nu văd niciun rol. Fiecare face cum vrea. Păi concepția bătrânilor sau a tinerilor, ca să știu? La ce ne... Oamenilor în general. Tinerii sunt deschiși, bătrânii, uite, cum e și tata. Sunt un pic mai limitați, ca să spun așa, în privința tatuajelor, dar fiecare face ce vrea cu pielea, cu viața lui, cu ce dorește el. Deci nu ești de acord că dacă ai tatuaj înseamnă că ești un om rău? Nu mai, trebuie să schimbăm chestia asta. Că ești rău, că ești vagabond, fost pușcăriaș, ex-militar, Afganistan, la revedere, nu... Tatuarea pielii, o decizie importantă pe care unele persoane o iau în câteva minute, iar altele după luni sau ani de contemplare a ideii. Tatuajele au atât aspecte pozitive cât și negative. Spre exemplu, pot fi un bun suport emoțional, sunt o formă de exprimare a personalității, iar pe de altă parte pot fi bariere în găsirea unui job. Eu cu fetița mea mi-am făcut o poză și am fost la un artist din Timișoara. Aici un aparat de tatuat cu sistemul solar. Capture Life, în engleză, care înseamnă surprinde viața, bineînțeles. Ăsta e cele patru elemente fără care îmi poți trăi: pământul, aerul, apa și focul. Și aici e un semn de la vikingi. Și aici jos scrie Fall Forward, caz în fața, am eu. Bine, e venită de la Denzel Washington, actorul american, cine știe. Cazi tot timpul în față, dacă este caz. Tatuajele sunt o formă de machiaj permanent al corpului, se practică de sute de ani și realizarea lor este chiar tradițională în unele culturi.